Luni 19 august 2024, după amiaza, polițiștii hunedoreni au fost sesizați despre faptul că în comuna Vața de Jos, în satul Căzănești, s-a răsturnat un tractor agricol forestier, TAF. Evenimentul fiind soldat cu rănirea conducătorului utilajului, un bărbat de 44 de ani din județul Arad. Echipa operativă care s-a deplasat la fața locului a stabilit că bărbatul conducea utilajul în direcția de mers vața de jos Ciungani, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat pe partea stângă a sensului de deplasare, în afara părții carosabile. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la unitatea de primiri urgențe Brad, iar polițiștii continuă cercetările în acest caz în vederea stabilirii circunstanțelor în care a survenit evenimentul rutier.